Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi. O zi, o săptămână plină de evenimente dintre cele mai interesante. Am avut astăzi o moțiune de cenzură, prima din această, de fapt, singura din această sesiune parlamentară, că știți, e odată pe, pe sesiune se poate face acest lucru. Am avut și un meeting de protest, s-a dorit la București, al... Uh, celor care au organizat și moțiunea de cenzură s-au strâns numai câteva mii de oameni, destul de neconvingător uh, acest uh, protest, dar uh, ar trebui să fie logic a, să nu fi fost prea convingător, în condițiile în care sondajele de opinie nu plasează, să spunem așa, guvernul la o masă critică de schimbare. Adică, sondajele dau. Uh, cam în regulă, adică oamenii nu prea doresc neapărat o schimbare a actualului guvern. Sau așteaptă, cum e la noi la românii, să se ducă perioada pentru care a fost uh, ales. Uh, vreau să vă spun însă un lucru, uh, moțiunea a fost, știți, și s-a mai spus sau s-a spus inclusiv sub cupola Parlamentului, a fost cel puțin neserioasă și puțin uh, ciudată, față de ce ne-a obișnuit pe noi politica în ultimii 25 de ani. De ce? Foarte simplu. Gândiți-vă că n-am avut o moțiune clasică în care partidul de opoziție spunea n a făcut asta, n a făcut alaltă guvernul, n a încurajat nu știu ce sau a făcut rău nu știu ce. Nu. Acum totul a fost centrat pe persoana premierului care are niște probleme penale. Uh, da, suntem un caz nu ne neapărat unic în Europa, avem ceva antecedente, Silvio Berlusconi în Italia a avut o situație asemănătoare timp de mai mult timp cât a avut scaunul de prim-ministru, am avut chiar candidați la prezidențiale cu probleme penale de deci trimis în judecat, așa că n-ar fi o noutate neapărat. Problema e și ce ar trebui să realizeze și de data aceasta oamenii din justiție ar trebui să realizeze acest lucru, și nu printr-o măsură de asta extremă, să spunem așa, ar trebui să realizezi un lucru. Fa lipsa de credibilitate a actului juridic din România face ca la acest moment premierul să fie în funcție. De ce vă spun acest lucru? Dacă lumea ar fi fost convinsă că, indiferent Dan Voiculescu, care e condamnat deja, Victor Ponta, care e trimis în judecată, și mulți, mulți alții. Dacă ar fi fost convinși uh, oamenii că personajele respective au făcut ceva și nu e o răzbunare împotriva lor sau o tentativă de schimbare a unui guvern, -ar deci populația ar fi sprijinit un asemenea demers. Dar lumea nu-i convinsă și nu-i convinsă și aici nu e vina politicienilor, nici măcar liberalii n-au ce să facă cu chestia asta, ci e din le justiției pentru că uh, justiția s-a complicat, s-a complăcut în diverse asemenea, asemenea lucruri. Ne place, nu ne place să recunoaștem, acest lucru se întâmplă. De aia nu uh, există încă un sprijin popular, o masă critică pentru demiterea guvernului. Pe de altă parte, e ca filmele cu Stan Bran, adică uh, știți cum ce-ar fi fost cea mai inedită situație, ca să fi trecut moțiunea de cenzură, să numești un alt prim-ministru, cine era, predoiul sau alții, și acela să rămână zită bă, dar ce fac? Că n nu eram pregătit pentru asta. Deci liberalii n-au fost pregătiți, știau că nu trece moțiunea, ea a fost un exercițiu de imagine. De ce s-a făcut acum și nu mai târziu? Iar n-am o idee pentru că s-a urgentat destul de mult. Și dosarul Ponta și bă, de ce s au grăbit lumea așa de mult? O om trăi și o vedea, știți cum e. Istoria le va lămuri pe toate mai devreme sau mai târziu. Ce știm însă clar și se poate vedea cu ochiul liber, nu este încă rezolvată situația din acest punct de vedere și mă tem că situația din România va rămâne în continuare Extrem de tulbure, și în, și în perioada următoare. Eu aș spune, însă, că situația este mai uh, interesantă în altă parte: că până la urmă, uh, dosarul Șova-Ponta va merge mai departe și va ajunge la un verdict pe care unii dintre unii pot să parieze, dar atenție, în continuare faptul că noi în acest moment și foarte mulți chiar ziarici nu se sfiesc să lanseze că mai devreme sau mai târziu, peste o lună, două, trei, un an, doi, trei, vom avea verdictul ăla, nu în favoarea justiției. Adică poți să zici, da, domne, știți, e vinovat ăla și nu. Nu, oamenii nu sunt convinși de vinovăția, nici al lui Ponta, nici la alții. Dar faptul că nu apar surprizele, și că nu se așteaptă să se întâmple ceva, asta arată că sistemul juridic românesc are încă probleme. Cu Chiove și fără Chiove și cu Livia Stanciu fără Livia Stanciu, cu ministru care e văr al premierului și tot așa, deci nu contează. Justiția din România mai are încă de parcurs etape pentru a ajunge unde trebuie. Sunt unii care preferă să, să ridice urale instanțelor de judecată, procurorilor și cam atât. Unii probabil o fac interesant, adică când văd cât un... Bine, să zicem că la cei din presă înțeleg pe undeva, sunt niște trusturi care sunt în insolvență, sunt, niște, sunt multe probleme. La politicieni înțeleg clar. Adică știu, normal că, să zicem, oricare dintre ăștia, de la Rebenciuc și până la Vasile Blaga, pot să spună, da, domne, știți că justiția, că nu știu ce, că știe care dosar. Dar la ceilalți, greu de anticipată. Dar de regulă, când ai probleme, încep să spui, știi că lăsăm justiția să facă, să... Să. Trebuie și critici pentru a reuși să corectăm anumite lucruri. Apropo de despre un eveniment important. Ieri a fost un prim termen la recursul lui Liviu Dragnea, liderul PSD-ului, pe procesul cu referendumul. Procesul în care actualul președinte interimar al PSD este acuzat că ar fi fraudat referendumul de demitere a președintelui României și, culmea, surpriză, a fost amânat două luni. Adică până după congresul PSD, în care 100% va fi ales ca președinte, prin al partidului. Rămasă singurul candidat, deci n-ar n-ai ca ne singur să ieși pe locul 2, e clar. Decizia completului de 5 judecători al alte curs conduși de președintele Livia Stanciu a dat loc la multe speculații. site știri pe surse bine, de fapt îl citează un editorial al lui Ion Cristoiu, maestrul lui Ion Cristoiu. Jurnalistul Ion Cristoiu susține că am avea de face cu o perioadă de încercare pentru Liviu Dragnea sub atenta monitorizare a trinomului SRI-DNA în alta curte. Putem pune pariu, spune Cristoiu, că aceasta va fi decizia completului condus de politruca Liviu Stan Livia Stanciu, cea care a aranjat ploile și în cazul lui, Cla și în cazul lui Claus Iohannis, contribuind direct la suirea rației mecanice în fotul de președinte pe post de cuibar. Liviu Dragnea a fost mult timp țintă vie pentru presa binomului. Când această presă fusese închiriată temporar lui Traian Băsescu, din fraudatorul referendumului, Liviu Dragnea nu mai era scos când am îndrăznit să stiu că rechizitoriul întocmit de nefejitul Lucian Papici la ordine era cu sucuața albă, ofițerii acoperișii și bovnicele generalilor din presă m-au mujit cu cerneală folosită ca, ma ca materie fecală, spune Cristoiu. Ar fi fost de așteptat ca ședința de luni de la înalta curte să fie pregătită cum se întâmplă de obicei cu cei împotriva cărora s-a năpusit binomul, în presa ordinilor de unitate de o campanie cerând cu zbieretele de rigoare pedepsirea urgentă a penalului Liviu Dragnea. Nu numai că nu s-a întâmplat asta, dar mai multe anunțul făcut de Liviu Dragnea privind candidatura sa la șefia PSD a fost primit cu simpatie într-o presă declarată anti-PSD. Uh, vreau să vă spun că sunt interesante uh, cele spuse de Ion Cristoiu, nu cred neapărat în ele. Amânarea aceasta, într-adevăr, e clar, se urmărește să se vadă cum se tranșează lucrurile în PSD, dar știm cum se vor tranșa. Deci eu cred că încă sunt negocieri. Bun, și ce caută negocierile politice pe cale cu justiția? Deci, sunt două variante. Oricum spune eu Cristoiu, avem un dosar cu sur cu alța albă și negociem o soluție. Ori a doua variantă, avem un dosar beton și negociem doar ce pedeapsă să dăm dacă tu nu faci nu știu ce lucruri. Cofi una, cofi alta, lucrurile tot nu sunt în regulă, că vrem sau că nu vrem, sau ne place sau nu ne place. Uh, acum vreau să vă spun, uh, apropo de chestia asta cu televiziunile, cu toate celelalte. Știți că a tot fost uh, zilele trecute, a apărut în presă, uh, scandal, că vezi, doamne, anaf nu valorifică ce a confiscat uh, DNA-ul și toate celelalte. Păi ăștia de la ANAF au spus, da, domne, dar noi facem, noi dregem, nu știu ce. Dar a cam rămas, cum a zis șefa de neauri. Ca să vedeți că miza era alta, apropo, că vă spuneam că la această emisiune vă spunem și știrile din spatelor, spatele, știrilor sau ce s-ar putea ascunde după o anumită decizie, astăzi aflăm, chiar e breaking news pe toate televiziunile, și anume, Antena 3 are, Deci ANAF a anunțat că a finalizat evaluarea sediilor Grifco, intac și televiziunilor Antena 1 și Antena 3 și le va scoate la vânzare la un preț de pornire de 15 milioane de euro. Asta înseamnă că televiziunea se va muta din sediu consacrat în următoarea perioadă. Deci, miza asta era. Ce recuperări? Credeți că luăm de dosare? S-au blocat majoritatea dosarelor. Știți, campania aia de acum câteva luni cu cocoși, cu Elena Udrea, cu toți alții, cu Rebenciu, cu toate astea. Mai auzi ceva de ei? Atunci trebuiau aresta, ridicați ca să arătăm, ca să facem. Acum nu se mai aude. Sunt toți prin control judiciar, pe acasă. Singurul săracul de nu poate pleca de acasă în deplasare e Maria Evanghelie. Restul au cam, pot să facă, nu pot părăsi țara, dar restul averea deocată e bine mersi. Cine, cădă, cine a căzut? doar Voiculescu. Demonstrarea că procurorul, demonstrare mă refer la presa centrală și inclusiv de ul demonstrează că Emilian Eva, procurorul care a făcut dosarul respectiv, are niște probleme și el a arestat puțin pe la DNA. Nu s-a întâmplat nimic, nici măcar nu s-a luat o discuție să te uiți pe dosarul ăla, că poate sunt niște probleme. Judecătorii ăia sunt bine, mersi, poate că au făcut bine, poate că au făcut rău poate că unii dintre noi s-ar fi așteptat să vedem mai mult. Dar e clar, trebuia să... Deci semnalul a fost atât, e timpul să lichidăm pe ăștia care nu ne lau. Deci problema e următoarea. Avem o serie de televiziuni insolvente, atenție, și urmează decapitarea a două televiziuni care deocamdată păreau independente. Mai este una și cam se cam duce toată presa de știri, deci poate fi controlată de cine la putere. Și bineînțeles noi vom afla știrile de unde. De discutat și în același timp de gândit pentru cei care se uită la noi în acest moment. Dar mergem mai departe apropo de, de ce se întâmplă la acest moment în, în România și peste tot. Vreau să vă spun că, și mergem pe știrile internaționale, e clar, Reuniunea ONU a fost de departe evenimentul principal, totul cantonat pe americani, avem și noi președintele nostru care după ce a fost pe la Uniunea Europeană unde premierul Ponta n-a dat ocazia să spună că a fost degeaba președintele, Pre președintele nostru s-a dus în Statele Unite, o vizită, unii spun cu realizări, alții cam fac mișto de președinte, inclusiv, atenție, ziariștii, recunoscuți ca în orice caz favorabil președintului, spun un lucru da domne, ai fost, te -ai întâlnit cu vicepreședintele Biden, da, ai fost la o oră așa, ai intrat pe intrarea de spate, ai făcut o poză deci ai avut cel mai mic protocol de la Casa Albă, deci așa și conferința de presă a fost organizată prost, au fost patru, zi patru ziariste din România Înregistrarea proastă există pe diverse site-uri, puteți vedea înregistrarea conferinței de presă, nu știu, un succes, nu prea e. Bine, acum vreau să vă spun, nu că vorbesc eu de diaspora, da, diaspora noastră care să fi facilitat mai multe pe relația română-americană, ei avea o singură problemă, la, deci nu a cerut relații cu România, nu diaspora noastră i-a cerut președintului ca să vadă cum, cum, se întâmplă că a cerut că Gabriel Opre a fost implicat în dărâmarea lui Stelian Tănase de la TVR. Deci, asta e nivelul diasporei românești. Nu neapărat că nu era o problemă și putea să o ia în discuție. Dar în momentul când îți vezi președintele, odată la câțiva an, că nu prea ajung președinții români prin Statele Unite, Cred că ai multe altele de cerut. Multe altele de semnalat. Nu, chestia aia care, bă, la s-a, deci, neatănase, s-a făcut uh, galben rău de tot uh, la televizor, a impus și TVR-ul și de aici problemele foarte mari. Iar ca manager a fost un dezastru. Deci, ce aș vrea să vă spun cu asta e că sunt multe sunt, sunt multe de de, de rezolvat. Uh, e ok. Așa că mergem mai departe. Uh, uh, avem o... avem pe net e o poză care face n-am avut timp să o să și încărcăm că v-aș fi arătat-o și dumneavoastră. Uh, președintele se poate lăuda însă cu altceva și anume faptul că a făcut o poză cu Barack Obama la New York la recepția tradițională a summitului NATO. Deci el n-a avut o întâlnire cu Barack Obama, dar a făcut o poză. Uh, e ok. Chiar de bine. Deci pentru campaniile următoare, de fapt și Ponta a avut, dacă țineți minte, poză făcută prin Brazilia sau pe unde era făcută, dar cred că uh, ne-am fi așteptat uh, la mai mult de la această, această întâlnire din, uh, din, Statele Unite. Uh, încet, încet uh, începem să vedem că Știți, a trecut perioada aia că a fost câteva luni în care președintele a umblat foarte mult pe afară, s-a văzut cu foarte mult șef de stat, uh, vizite oficiale la care să zicem așa Băsescu n-ar mai fi putut spera în ultimii ani, pentru că era deja oaia neagră. Uh, nu mai vorbesc de Iliescu sau ceva, că n-ar fi fost primiți într-o asemenea chestie, dar credeți-mă că pare așa o dezamăgire și problema nu e că e o dezamăgire. Uh, Ne-am fi așteptat la mai mult cu siguranță. Dar pe mine mă îngrijorează altceva. și consacrați, de la tăpălagă de care am mai vorbit la și alții, spun acest lucru. Faptul că ei care erau fanii președintelui s-au săturat deja de președinte la mai puțin de un an. De când a fost ales, ar trebui să ne pună pe gânduri. Vom, vom trăi și vom vedea dacă se vor întâmpla ceva de ceva lucruri bune în următoarea perioadă, dar cu siguranță situația din Statele Unite nu este una dintre cele mai favorabile pentru cei de acolo. Acum vreau să vă spun mergând mai departe, că facem o discuție așa mare, e un scandal național, vezi doamne că s-ar fi întâln... că există o confruntare la nivelul o confruntare la nivelul PSD-ului, că vezi, Doamne, la nivelul PNL-ului, că nu știu ce, apropo de politică. Încep să cred că românii, totuși, nu, nu mai sunt interesați foarte mult de politică, chiar dacă unii se pregătesc de alegeri așa pe, de pe acum, s-a intrat deja în, în campanie electorală prin foarte multe localități, Mă refer la administrație locală și nu mă refer numai la asta. Există clar și tendințe pentru mai târziu. Am lăsat pe finalul emisiunii un subiect care, iată, redevine. Mai țineți minte scandalul de la începutul anului cu religia în școli? Părea că s-a lămurit, a fost chiar un fiasco pentru cel care a inițiat celebrul Emil Moise, cel care a inițiat protestul cu religia. Deci, românii în mare majoritate, într-o majoritate covârșitoare, au păstrat religia ca opțional, dar domnul Moise continuă să facă valuri. Nu l-a băgat nimeni în seamă, e clar, deci după eșecul predării religiei, domnul Moise ar fi trebuit să nu mai iese din casă, mai ales la ce suport mediatic a avut, numai că dânsul face valuri în continuare. Acum a apărut o altă chestie, și anume, Metod metodologia de organizare a predării religiei în școli stânește un nou scandal pe tema înscrierii la această disciplină. Pe de o parte, metodologia prevede ca elevii care intră în clasa pregătitoare optează pentru religie, dacă vor, direct prin cererea tip de înscriere la școală. Elevii mai mari care vor religie depun de regulă până la sfârșitul lunii decembrie pentru anul școlar următor. Cerere de înscriere. Pe de altă parte, patriarhia susține că înscrierea la religie nu se face anual, ci o singură dată pentru toată durata școlarizării. Între timp, profesorul Emil Moise, cel care a, a pledat la care a plecat sesizarea la CCR pe religie, susține că înscrierea se face anual și anunță că va face denunț penal pentru abuz în serviciu și instigare la nerespectarea legii împotriva oricărui oficial al Ministerului Educației care le va transmite directorul că înscrierile se fac altfel. E clar metodologia asta a transmis în școli de neam să ca să facă valul să mai bage și pe el în seamă. Nimeni nu o să-l bage în seamă, deci e clar nu mai are niciun fel de relevanță ce spune domnul respectiv. Pe de altă parte, ce zice patriarhia e puțin în neregulă. Deci, dacă e opțional, trebuie să faci cererea anual. Pe de altă parte, dacă oamenii au vrut să păstreze religia, de cine mai căciulim să mai facem un scandal sau să-i mai dăm o apă la moară domnului Moise? Oricum ar fi, deocamdată românii au păstrat această disciplină, deși eu cred, părere proprie, și personală că ar, programul ar trebui să sufere unele modificări. Dragi telespectatori, începând de săptămâna viitoare, o să vă întâlniți o nouă structură de emisiuni. Ordinea de zi părăsește deocamdată grila, dar ne întâlnim pe emisiunea Panoramic. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!